Deci vă spunem bună dimineața și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii. Băi, există multe știri cu români. De exemplu, doi români care erau în vacanță în Iordania și s-au dus și ei să vadă frumusețea aia de Petra și au văzut acolo inscripție pe peretele de la Caneon de acolo. Scria cuvântul la scurt din 4 litere și urma de steaua. Ceea ce înseamnă că ne-am implicat cultural. Gata, am ocupat și Iordania, la noi în Iordania, acolo unde urmează să vină cineva de la galeria adversă și să scrie adevărul. FCSB nu e Steaua București. FCSB nu e Steaua București. Așa. Dar până un alta îi spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să-i spunem la revedere domnului nostru Edmond Niculușca. Bună dimineața, Edmond. Bună dimineața. Așa, bine ai venit. Dumnealui este într-o relație cu respectabila doamna Mița, doamnă Mița biciclista. Mă rog, peste, arc peste într-o timp. O relație așa, oficială. Da, da, da. Și acolo se petrece în acest binecuvântat weekend de la Dumnezeu un eveniment extraordinar, în sensul că se mai închide o stradă. Se mai blochează o stradă. Am zei block party, 1-2 iunie, de la 10 la 10, de la 10 dimineața la 10 seara, urmat de un after block party de la 23 la 4 dimineața. Și vecinii ce zic? Asta e o, e o provocare, bună. E o provocare. Le-am trimis scrisori, i-am anunțat, i-am... V-au răspuns? Nu. Ați probabil că ne răspuns sâmbătă noapte. Bă, dacă le-ați trimis cu poșta română, e posibil să, să mai întârzie răspunsul. O prăjitură, o măsline, nu le-ați dat? Le-am dat. Îi tot invităm la croasante, la orez cu lapte. O să invităm și pe bucureșteni să se bucure de orezul cu lapte în acest weekend, pentru că o să avem sute de kilograme de orez cu lapte. Da. Eu am zis să... Rețeta. Înțeleg că eu organizați o masă nesfârșită. Eu te-am întrebat de unde începe masa, tu ai dat din numeri. Începe din dreptul Miței biciclista, în mod da. Evident. E o masă lungă, cred că o să intre vreo câteva sute de persoane. E creată de un arhitect și un artist francez, Olivier Vadreau, care vine de la Centre Pompidou din Paris. Urățenie. Urățenia aia din centrul Parisului. Știi că povestea arhitectul care a făcut Pompidou, că stătea și el și fuma o țigară în fața centrului și a trecut un hap acolo și a zis, aveți idee cine a făcut urățenia asta? Zice, eu. Și i-a dat o palmă. Și a plecat, am uitat cum îl cheamă, în englez ceva. Da, da, în fine, poate. Mă rog. Pentru-i sărea nevasta lui Brâncuș. Mă rog, da, rudă, da, cu Maria Tănase. Așa, bun, deci vine arhitectul ăsta și face el masa? Nu, el a făcut conceptul, noi am făcut masa, o montăm la noapte și va fi două zile această masă nesfârșită. E simbolul întâlnirii, al dialogului, ne dorim ca oamenii să se adune în această piață. Și să mănânce orez cu lapte. Și nu numai. Cu scorțișoară sau fără scorțișoară? Fără scorțișoară. Doamne, ajută, Doamne, în sfârșit. Cu vanilie, cu frișcă. A plecat vrăjmașul. Da, un pic de dulceață de... Sunt două rețete tot franțuzești, că da. Nu se putea la Mița biciclista altfel. Da. O să fie concerte, dezbateri despre spațiu public. De fapt, noi avem o bătaie lungă acolo. Vrem să... E o intersecție plină de mașini, sufocată de mașini, da. Cum, mă rog, e tot Bucureștiul. Dar Bucureștiul e plin de scoaruri. Zonele istorice sunt pline de scoaruri, de piațete care ar putea să fie piațete pietonale. Și, de fapt, asta încercăm în acest weekend da. Și e un proiect cu bătaie lungă pentru că vrem să convingem în timp primăria ca acolo să fie, nu știu, puși niște pomi, pus o statuie, o fântână, niște bănci. E, și ne reimaginăm... Un automat de orez cu lapte. Probleme, mă, în sfârșit am început să ne ocupăm de adevăratele noastre probleme. În rest, dă-le cu de bani. Au mai scris să ia prostii prin Iordania. A, nu contează, mergem înainte. Da, ar putea fi o idee bună. Locul ăla chiar merge pentru ideea genul ăsta de pietonal. Calea Victoriei a devenit pietonală și tot noi am fost vinovații acestui Știu, proiect. Știu, mă gândesc la voi în fiecare weekend, da. Dar e o promenadă, oamenii se plimbă, se duc și se întorc.
ideea e că București are nevoie de spații de stat. Văzut ce repede trec prin fața muzeului? Doar noaptea se opresc, doar noaptea muzeilor. Mamă, gonesc acolo să prinde loc la înghețată în față. Exact. Ori București are nevoie de spații în care să, lumea să se adune și să stea, nu doar să treacă. Calea Victoriei nu are spații de stat, sunt doar capenele și, mă rog, înghețată și așa mai departe. Trebuie să reexperimentăm ideea asta a unei piațete publice pietonale și ăsta e motivul pentru care organizăm AMZEI Block Party. Bun, bilete, ceva nu? Nu e cu bilete, intrarea e liberă. Cât e porția de orez? Mă și mir. Cât e porția de orez? Uh-huh. 21 de lei. Ah, bine. Nu e rău. Stricați piața. E ok. Ok. Da, este foarte ok. E ok, e ok. Lapte vegetal? Lapte vegetal, nu. Dar e cu gem de căpșuni, alta e cu frișcă, cu vanilie de Madagascar. Îți dai seama. Cât a făcut până la noi. Te apucă și plâns. Bun, e bine. Bravo, e foarte, bine, va fi și muzică, va fi și umbră, o să înverzim, nu doar pietonalizăm temporar, înverzim temporar piațeta, aducem mulți pomi dintr-o pepinieră. Ideea e că vrem să punem oamenii să-și imagineze cu proprii lor ochi, adică noi ne-am imaginat deja înainte pentru ei, și ei să experimenteze, uite domne, cum ar putea să arate Bucureștiul, să ne reimaginăm Bucureștiul, ăsta e mesajul, să ne reimaginăm această piațetă. Va fi o provocare astăzi să eliberăm toate locurile alea de parcare legale și ilegale, dar da, sper să reușim. Și pe de altă parte, poate fi un exercițiu minunat să-ți imaginezi Bucureștiul reparat, recondiționat, fără plombe de modernism prost înțeles, cu toate clădirile istorice puse în valoare. Cred că ar avea o textură urbană pe care cu greu o mai vezi acum din cauza bannerelor, a prafului, a fațadelor căzute, a tuturor intervențiilor care îl urățesc. Acolo e un colț frumos în dreptul Mița Biciclista și asta vrem să vorbim, despre faptul că un monument istoric trebuie să reverbereze asupra cartierului în care se află, și un monument istoric salvat, restaurat, în care intră oameni, în care, iată, e o echipă din ce în ce mai mare, cum e la Mița Biciclista, am plecat 3 oameni și acum suntem 30, schimbă dinamica unui cartier istoric. Orizona AMZEI nu mai are un centru, pentru că piața AMZEI nu mai există ca piață, e foarte slab ce se întâmplă acolo, așa că poate îi redescoperim un nou centru, un nou nucleu al acestui cartier. E un loc bun, da. Un loc bun, dar să-mi spui de unde începe masa nesfârșită. Aștept să văd. Masa fără de sfârșit. Și da, uite, coloana, da, și masa. Dar vești bune, dragi prieteni, e gratis. Am văzut cam unde se poate ajunge. Sunt orașe foarte frumoase. Dau un exemplu la întâmplare, Londra. A transmis cineva de la Harrods, ruda mai măricică, mai plinuță a Miței Biciclista. Păi iluminat iarna de acolo sunteți. Adică spre aia atindeți, cred. Și la Harrods, dragi prieteni ai rock-ului și a investițiilor, kilogramul de cireșe, era o femeie care s-a dus să-și facă niște cumpărături, am văzut pe Instagram, la Harrods. Știi câte kilo de cireșe? Cât? Că a luat o caserolă, nu-ți dai seama, n-a luat un kil. 165 de lire, nene. 165 de lire kilo de cireșe. Băi, săracilor, ziceți mersi că la noi a fost 2 milioane sau cât a fost. Idee de business. Da. Cum plecăm acum cu cireșe în Anglia? Deci e ieftin, 21 de lei un orez cu lapte, ziceți mersi. Și cu vanilie de Madagascar, din centrul Madagascarului. Da, da, chiar din oraș de acolo, din ce am înțeles. Așa că, Edmond, îți mulțumim foarte mult, felicitări pentru... Mulțumim și vă așteptăm și la After Block Party, va fi o petrecere până dimineață, se dansează mult. Da. De la 23 la 4 dimineață. După care, duminică, o luăm de la capăt. Dar nu e rău deloc, adică cred că se poate trăi și așa. Ne putem obișnui și cu chestia asta. Mulțumim foarte mult, deci am zis bună dimineața. Acum a sosit momentul să-i spunem la revedere. Pa, pa, Edmond, și mulțumim, numai bine. Și vouă o grijă mare, mergeți și petreceți. Să ne spuneți cum a fost orezul ăla cu lapte. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?